Avem deja intrate în trezoreria statului, într-un cont special, câteva miliarde de euro din banii Uniunii Europene destinați dezvoltării României. Atenție, aceștia nu sunt bani uh, dați de pomană, sunt bani luați cu împrumut și cu dobândă. Atâta doar că banii zac la banca națională în acel cont special, întrucât pe deosebire de alte state, România nu a fost în stare încă să pună în mișcare setul de proiecte uh, necesar pentru a cheltui acești bani. Deci din nou o pagubă uh, pe seama cetățenilor acestei țări.